Băi, nu zi asta! Nu zi asta! Dubla 2! Hello, dragii mei, și bine ați revenit la un nou episod al podcastului Emisiune. Astăzi am marea bucurie să o am alături de mine pe Eva. Eva este de origine din București, așa, dar de cât timp stai în Austria? De 6 ani locuiesc în Austria. De 6 ani. Extraordinar. Tu ești bucureșteancă jet by jet, cum se zice, așa, da? Așa e. Născută, crescută, exact. Școlită. Exact. Da, de exact. Toate. Mm-hmm. Și cu ce ocazie te-ai mutat în Austria? M-am căsătorit cu Dorin, un băiat născut și crescut în Austria, dar care are părinți români și... îi plac sarmalele. E jumate român, jumate austriac, la mâncare mai mult român. Da, și când ne-am căsătorit, a fost o mică discuție, ok, cum facem logistic, vine el în București, eu în Austria și până la urmă decizia a fost ca eu să mă mut acolo. Am înțeles. Foarte, foarte fain. Și cum te-ai adaptat? La început foarte greu, trebuie să recunosc că mult mai greu decât mă așteptam, mult mai greu decât m-am pregătit, dar... După 6 ani, după ce încep să-ți faci acolo prieteni, am terminat și o școală acolo, fetele s-au născut acolo, încet, încet prins rădăcini și atunci, acum e mult, mult mai ok decât la început. Mă bucur mult de tot să aud asta. Avem oarecum asta în comun, faptul că ne-am mutat și eu fiind tot din sudul țării, eu sunt din Alexandria, doar școala, facultatea masterului am făcut în București, dar am stat acolo o perioadă, 5 ani jumate. Iar și eu m-am dezrădăcinat cu totul, doar că nu m-am mutat într-o țară străină, m-am mutat la capătul acestei țări. Măi, distanța oricum este și se simte. Da, diferența. Se simte și diferența de cultură. La mine mai puțin decât la tine, dar la tine cu siguranță este și o diferență de cultură. Da, se spune că nemții și austriecii sunt reci, așa ca nație. Există un sâmbure de adevăr în această propoziție. Și cumva statutul ăsta de străin întotdeauna trebuie să arăți că nu, vreau să fac parte din comunitatea, învăț limba, vreau să fac parte din societate și există cumva o încercare de a-ți câștiga locul într-o societate nouă care e mai mult sau mai puțin prietenoasă cu străinii. Da, da. Acum îmi dau seama că noi este foarte posibil să ne fi intersectat prin București. Chiar, da. După ce am povestit, de fapt ne-am dat seama că s-a întâmplat să fi trecut una pe lângă alta. Da, cu siguranță s-ar fi întâmplat, cel puțin în biserica Izbânda. Eu nu frecventam biserica aceea constant, dar veneam din când în când acolo, pentru că aveam mulți în Alexandria care au fost și sunt și acum mulți dintre ei acolo în biserică. Să știi că era o minoritate destul de mare. Mare, nu? Da. Alexandria era puternică. Să știi. Da. În Izbânda, da. Da, au fost foarte mulți. Eu am fost unul dintre acei puțini oameni care au venit din Alexandria și n-au mers în Izbânda. Foarte greșit, dar ok, iertă-mă. Mai, glumesc. Da, astea sunt glumele pe care ni le permite să le facem unii cu alții. Oricum am iubit întotdeauna biserica voastră pentru faptul că a fost foarte vie, foarte implicată în societate, în București, în localitățile limitrofe, pentru că aveam atât de mulți prieteni la voi și verișoare și mă țineau la curent cu toate și mi-amintesc seriile alea când după biserică se cobora la subsol, la ceai, la biscuiți, la sandvișuri. Și cred că e imposibil să nu fi făcut noi cunoștință vreodată, se dar poate, nu mai ține minte. Dar întâlneai atât de mulți oameni încât... Corect. Da. Și uite că ai menționat așa de Izbânda, că era locul ăsta cu mulți oameni, mulți tineri, foarte implicați, multe activități și cred că ăsta a fost și un punct în care am suferit foarte mult în momentul în care m-am mutat, pentru că biserica unde mergea Dorin era o biserică de români, mult mai mică, clar, minoritatea de acolo, creștini pe Evanghelie români, era restrânsă. Nu așa multe activități, nu așa mult, forfătă cum eram obișnuită și atunci cred că și diferența asta de biserici sau din ce punctul de vedere spiritual a fost așa o mare încercare pentru mine la început. Da. La început, nu zic, orice te adaptezi și timp ce trece timpul...
Și înveți să-ți pui bine. Și darurile pe care le ai absolut. În negoț în comunitățile respective. Foarte corect, absolut. Da, da. Și-ți înțeleg șocul cultural, că și la mine a fost puternic și pronunțat. Da. Însă, întâlnind medii diferite, întâlnind oameni diferiți, concepții diferite, asta ne înlărgește puțin orizonturile. Înveți foarte multe. Și poate... eu cel puțin cu siguranță aveam o vedere poate ușor prea strâmtă sau pe alocuri chiar strâmbă câteodată, dar asta nu era din cauza bisericii în care făceam parte, ci era din cauza faptului că nu mi-am luat eu credința foarte în serios, știi? Mm-hmm. Decât până mm-hmm. acum câțiva anișori. Anii studenței n-au fost the best pentru mm-hmm. mine, din mm-hmm. punct de vedere spiritual, sincer, chiar n-au fost. Da. Și... Dumnezeu m-a ajutat chiar prin diferența asta să lucreze la inima mea ca să mă deschidă uh-huh. posibilităților că El este mai mare decât mi-am imaginat eu, mai înțelept decât mi-am imaginat eu și așa mai departe. Nu ai tot timpul dreptate exact. Sau deși ar fi. Loc, cum facem noi e cel mai bine, da, da absolut. Da, 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 lucrurile astea chiar le înveți atunci uh-huh. când mergi în medii diferite față de cele în care ai crescut. De menționat, nu-ți place la început când ești într-un mediu din ăsta sau ești așa aruncat în apă și trebuie da. Să noți într-un mediu nou, dar, cum ai spus, creșterea care provine de acolo și cunoașterea lui Dumnezeu în moduri noi, prin revelații diferite, prin experiențe diferite, asta este într-adevăr o creștere spirituală care face diferența da. În maturitatea noastră. Da. Vreau să intrăm în subiectul nostru sigur. De astăzi, da. Care este despre importanța Scripturii și apoi mai ales despre importanța Scripturii în viața fetelor și a femeilor. Sigur, un subiect... După super. Inima noastră, deci eu și Eva nu doar că suntem din sud, noi avem aceeași dragoste mare, Biblia. Să știi, să știi. Da. Eva a făcut împreună cu mine două devoționale anul trecut, uh-huh. unul pentru săptămâna patimilor și unul pentru... Advent. Da, adventul din preajma Crăciunului. Sunt lucruri la care am muncit mult împreună, ne-am dat seama că e mai greu decât pare la prima vedere. O, da. Însă au fost ocazii în care a trebuit pentru că am vrut să lucrăm împreună da. Și Dumnezeu ne-a ajutat să ne cunoaștem mult, mult, mult mai bine prin prisma asta a lacrimilor și a sudorii. Ne-am simțit una cu alta. Am simțit da. Una cu alta maxim. Mai mult decât atât, vreau ca cei care ne urmăresc acum să știe că tu ești și absolventă, pe lângă facultatea pe care ai făcut-o, masterul pe care l-ai făcut, tu ești și absolventă de teologie. Da, am studiat împreună cu soțul meu la București teologie, program de licență. A fost o perioadă foarte provocatoare pentru noi. Noi fiind în Austria, facultatea în România, a trebuit să călătorim foarte mult. Am făcut multe sacrificii, multe concedii, multe zile libere care erau puse în... Da, pentru școala biblică și atunci am studiat împreună, însă nu am cuvinte să vă încurajez dacă aveți oportunitatea, aș zice indiferent unde sau găsiți oameni de încredere, studiați. Pentru mine a fost un moment revelator ce am învățat la acea facultate. Mi-a schimbat cu totul părerea despre Dumnezeu și despre cartea asta despre care o să vorbim astăzi. Da, la Institutul Timoteu s-a făcut așa? Așa este, da. Da. Da, foarte fain. Am ținut să menționez acest lucru ca cei care ne urmăresc să înțeleagă totuși că te-am ales pe tine pentru această temă. În primul rând pentru că ești foarte pasionată de Scriptură și cei care te urmăresc pe Instagram pot să-și dea seama de asta și eu le spun sper, mereu de sfaturi bune pentru studiile Scripturii la Eva. Da, și este o plăcere colaborarea cu tine absolut întotdeauna. Eu personal am învățat foarte multe despre asta de la tine și m-a impulsionat și pe mine ca să fac cursuri. Chiar ești o influență foarte bună în viața mea pe partea asta, extraordinar de bună. Și de asemenea, și ca să înțeleagă că tu ai o părere avizată, cât de cât știu oamenii care vorbim, că nu spunem niște lucruri pe care le spunem doar de dragul de a le spune, ci există un studiu în spate, există o dragoste reală pentru această disciplină care se numește citirea, studierea, memorarea Scripturii în viața ta.
Și tocmai de aceea îmi doresc ca tema asta să o dezbat împreună cu tine. Sigur, știi cum? Nu poți să le știi pe toate. Sigur că da, deci, nu. Mai am de învățat o grămadă. Sigur. Dar cel puțin prin programul ăsta pe care l-am făcut, am învățat unelte, am învățat principii. Ți s-au pus la dispoziție anumite metode, cum să cauți tu singur și cum să studiezi singur. Și lucrul ăsta face diferența. Nu o să înveți în 3 ani, în 5 ani, în 10 ani de teologie, toată scriptura, oricâte cărți ai citi. Dar prin simplul fapt că cineva îți spune, uite, poți să urmărești asta, sau uite, încearcă și asta, uite, așa trebuie, textul ăsta trebuie, are anumite legi după care trebuie să-l interpretezi. Lucrul ăsta face diferența și atunci studiul personal este mult mai important decât ce auzi într-o prelegere sau ce îți spun profesorii la școală. Da. Și chiar avem o întrebare pe care am primit-o pe această temă și aș vrea să o citesc. Care sunt beneficiile studierii personale versus a asculta un învățător? Aș zice că nici nu se compară. Sau acele predici pe care le ascultăm duminica durează o oră, da, maxim, să zicem că predică întreaga slujbă, două ore jumate. Nu ai cum să te hrănești spiritual ca să te țină o săptămână întreagă. Majoritatea timpului nostru petrecem în diferite activități, în viața de zi cu zi, care este din ce în ce mai provocatoare. De aceea, studiul personal este esențial. Esențial pentru creșterea spirituală, pentru acele momente de părtășie cu Dumnezeu, în care tu vorbești cu El. Este o diferență foarte mare între cele două abordări. Studiul biblic trebuie să fie baza relației cu Dumnezeu. Desigur, închinare, rugăciune, sunt toate, da, mână-n mână, prin slujire, practică, dar de aici îți vei trage esența, îți vei trage energia ca să mergi mai departe. Și ca o completare la ceea ce ai spus tu, evident este nevoie și suntem chemați la această viață de comunitate. Absolut. În a frecventa biserica în Sigur. Fiecare duminică plus celelalte slujbe la care suntem chemați în timpul săptămânii. Și este nevoie de tot ceea ce frații noștri păstori fac ca și predicare, însă așa cum cei mai mulți dintre ei vă vor spune, nu doar noi vă spunem asta de la noi, o veți auzi spusă de ei de la Amvon direct, cercetați și voi scripturile ca să vedeți că ceea ce v-am spus eu în această predică este în conformitate cu scriptura, să vă hrăniți din Dumnezeu și să creșteți în Dumnezeu, pentru că ai făcut tu referire la faptul că nu poți să trăiești dacă te hrănești doar duminica. Absolut. Și așa este. Duminica este reprezentată în scriptură, întâlnirea aceasta de sărbătoare a poporului lui Dumnezeu este reprezentată ca o întâlnire în care venim, îl slăvim pe Dumnezeu, ne înfructăm într-adevăr din cuvântul lui, dar, așa cum am spus mai devreme, este o sărbătoare. Aceasta este ideea, este o sărbătoare, este o încununare a ceea ce s-a întâmplat în săptămâna trecută, în care ai trăit zi de zi cu Dumnezeu, în care L-ai descoperit mai mult pe Dumnezeu în fiecare zi prin cuvântul tău și ai învățat să pui în practică prin cuvântul său și ai învățat să pui în practică principiile lui, ai învățat Absolut. Ascultarea. Vedem atât de greșit și cred că punem și o presiune nenaturală pe cei care ne vestesc cuvântul, Foarte ca adevărat. Ei să ne hrănească în totalitate, ca ei să aibă grijă de absolut toate punctele astea teologice, zicem așa, din viața noastră și de la ei trebuie să ne luăm noi absolut tot, fără să cercetăm noi deloc. Noi trebuie doar să stăm și să fim hrăniți cu lingurița. Uite, asta e chiar o chestie, nu e vorba doar de predică. Poți să asculți, să-ți pui o predică pe internet în fiecare zi. Nu asta e ideea, ci tu singur, în momentul în care te preocupi cu un anumit text, cu scriptura, are un cu totul alt impact în viața ta. Și asta a fost unul dintre motivele pentru care ne-am și înscris la facultate. Mi se pare că am trăit până acum doar cu lucruri mestecate de alții. Da, eu cred în Trinitate. Ok, dar de ce crezi asta? Sau îmi lipseau foarte mult argumentele din spate. De ce e așa? De ce e așa? Și atunci... Ok, hai să studiem, hai să învățăm, să ne luăm de aici, asta e, da, sursa primară și nu doar din ce spun ceilalți. Da, da, e extraordinar de important lucrul acesta, ca să fim convinși de Duhul lui Dumnezeu despre veridicitatea cuvântului său direct noi din Absolut. Cuvântul său. Și
Dumnezeu ne poate vorbi prin cuvântul său vestit, printr-o predică. Adesea momentele noastre de întoarcere sunt în felul acesta, însă foarte multe momente de creștere se întâmplă în studiul personal. Absolut, total de acord. Foarte, foarte multe momente de, cel puțin ale mele, știi, din experiența personală, așa s-au întâmplat. Mi-am dat seama, eu nu prea iau în serios Scriptura și ar trebui să o iau mai în serios. Ce ar fi să mă apuc să citesc și să studiez? Și m-am apucat să citesc și să studiez. Și ce să vezi, au trecut lunile și Dumnezeu m-a transformat ușor, ușor, încet, încet, prin faptul că am urmat ceea ce El oricum ne îndeamnă, da? Ca să medităm la legea Lui, ca legea Lui să fie plăcută pentru noi și așa mai departe. Îmi place extraordinar de mult Psalmul 119. O fie lung, dragilor, dar este de o frumusețe extraordinară, extraordinară. Este psalmul meu preferat. Și aș vrea să mai luăm una din întrebările care ne-a fost pusă. Și anume, de unde să încep cu cititul Bibliei? Cineva care ne spune, îmi doresc cu adevărat să o înțeleg. Da, cred că ne e teamă destul de tare de Biblie, pentru că o vedem așa ca o carte foarte stufoasă și ne gândim automat la pasajele alea foarte complicate, da, profeții, apocalipsa, lucruri pe care ne gândim, a, asta sigur n-am cum să înțeleg. Și deși pare și deși este atât de complexă, Dumnezeu ne promite, caută-mă și mă vei găsi. Și unde poți să-L găsești cel mai bine decât în această carte? Și recomandarea mea prima, să zicem că este un creștin nou sau un creștin tânăr, nu am mai avut contact cu biserica până acum, începeți cu Noul Testament. Asta cred că ar fi, nu știu, primul, legea de bază, dacă vrei să te apuci să citești Biblia. De ce? Biblia a fost pusă în forma asta după mult, mult timp, după multe, multe concilii, după multe, multe discuții și dacă urmărim firul, are un fir foarte logic, un fir roșu, povestea răscumpărării se găsește în întreaga Biblie de la Geneza la Apocalipsa. De ce spun să încep cu Noul Testament și mai ales cu Evangheliile? Pentru că acolo este relevată lucrarea Domnului Iisus și ăla este apogeu, este punctul culminant al întregii scripturi. Dacă înțelegi de acolo, dacă îl cunoști pe Hristos de acolo, din Evanghelii poți să faci referiri și să înțelegi mult mai bine Noul Testament, Vechiul Testament, decât dacă încep cu Geneza, o citire cronologică, e destul de greoi, la un moment dat te împotmolești, renunți, ești frustrat, așa că primul sfat, dacă nu ai citit niciodată Biblia, începe cu Noul Testament, începe cu Cartea Matei și cu Evangheliile care urmează. Da, da, și este un sfat. Poți să confirmi foarte... acest... Da, da, este un sfat foarte, foarte, foarte bun. Și cred că l-ați mai auzit și sper că l-ați pus în practică. Dacă nu l-ați pus în practică, puneți-l în practică. Nu vom înțelege totul. Asta e una din frumusețile cuvântului lui Dumnezeu. Faptul că va fi întotdeauna ceva nou și ceva proaspăt pentru noi acolo, dacă ne apropiem cu inimă deschisă, dorind ca Duhul lui Dumnezeu să ne învețe despre Dumnezeu și despre noi înșine. Pentru că Biblia este despre Dumnezeu, însă ne revelează starea în care noi ne aflăm cu adevărat. Corect. Bun. Hai să mai luăm o întrebare care este foarte faină. Ce faci când efectiv nu găsești timp să stai să studiezi zilnic? Cred că nu o să vă placă răspunsul meu, sincer. Dacă nu ai timp să studiezi Biblia, îl faci. Și asta cred că este un principiu pe care trebuie să-l înțelegem și dacă am avea încă o zi în plus, dacă am avea 25, Dumnezeu să zică, ok, gata, n-aveți timp să citiți Biblia, vă dau 25 de zile pe 25 de ore pe zi, iartă-mă, 25 de ore pe zi, vă asigur, nu știu, 100%, nu vei folosi acea oră ca să studiezi Scriptura. Da. Și atunci cred că e doar o iluzie că nu avem timp și cred... Iar de asemenea, modul cum vedem Biblia, acel moment în care stai și studiezi, care este foarte necesar, poți să asculți Biblia. Există multe modalități de a intra în contact cu Scriptura în timpul zilei, în viața de zi cu zi. Și avem, eu și soțul meu avem două fetițe, viața poate să fie extraordinar de aglomerată. Job, copii, nu mai zic curățenie, musafiri, slujire în biserică și așa, altele. Trebuie să învățăm să
aducem Scriptura mai aproape de activitățile noastre de zi cu zi. Puneți Biblia audio în timp ce speli vasele. Obișnuiește-te să-ți notezi câte ceva. Fii mult mai activ. Puneți versete cu notițe prin casă. Nu știu, ai contactul ăsta mic sau având Biblia în activități, în viața de zi cu zi, nu mai faci Biblia atât de Secundă. Imediat tăiem și zic din nou, iartă-mă Vlad. Inaccesibilă. Okay. Da. Poate nici nu tăiem, ești foarte fain. Ok. L-aveam acolo, da. Da. Ai găsit inaccesibilă cuvântul. Era. Da. Nu mai avem ideea asta că Biblia trebuie să fie acolo undeva pe masă și trebuie să stăm 400 de ani ca să o citim. Făceți-o accesibilă vouă. Diferite metode, da? Cum am spus. Dacă nu ai timp, fă-ți-l. Cred că, pe de o parte, trebuie să existe un moment în zi în care pur și simplu să ai un moment de părtășie, de studiu și restul în mici, multe mici momente de contact cu Biblia. O să-ți crească apetitul să-l citești și să vrei mai mult. Pe mine m-a intrigat tot timpul versetul în care spune zi și noapte cuget la legea. Cine face zi asta? Zi și noapte cugete la legea lui. Doamne, cum adică zi și noapte? Adică nu am înțeles, sincer mi-a fost foarte greu să înțeleg lucrul ăsta până acum vreun an și ceva, în care mi-am dat seama că de fapt tu ai tot timpul în minte, îl ai tot timpul în minte, în inimă, în suflet pe Dumnezeu și El este reperul față de care te raportezi pentru a face toate celelalte lucruri. Absolut, așa l-avem pe Dumnezeu și legea Lui tot timpul în inimile și în mințile noastre. Despre asta este vorba. Despre a fi El reperul pentru faptele noastre, pentru gândurile noastre, pentru atitudinile noastre, pentru motivațiile noastre. Mie mi-era foarte greu să înțeleg treaba asta. Mă gândeam, cum adică? Eu mă duc acum la școală, am oră de matematică, oră de română, oră de engleză, oră de biologie. Cum adică zi și noapte cuget la legea lui? Că doar eu acum am fost despre amibe, știi? Da. Pentru mine asta era, nu înțelegeam. După care mi-am dat seama, stai puțin, felul în care eu sunt la școală, felul în care mă comport, felul în care vorbesc, felul în care sunt sau nu o mărturie pentru colegii mei, spune dacă eu am scrisă în inima mea legea lui Dumnezeu. Același principiu este și rugați-vă neîncetat, care pare o utopie. Cine poate să facă asta? Doar că suntem așa de obișnuiți să limităm rugăciunea doar la acele lucruri rostite dimineața, înainte de masă. Da, sau în gând, sau cu voce tare. Trebuie mult mai mult să fim conștienți de Scriptura pe care să putem să o implementăm în viața de zi cu zi. Rugăciunea, meditează, da? Cugetă. Da. Meditează, să ai gândurile umplute de Scriptură în viața de zi cu zi. Cum e versetul ăla? Sau tot felul de... să intri în contact cu... Da, pentru că vedem viața spirituală și viața fizică ca două vieți pe care le ducem, însă le ducem relativ separat. Da. Joia seara la rugăciune, în caz că suntem ăia mai serioși, plus duminica la biserică, aia este viața spirituală. Și maxim la tinerești, la noi e sâmbăta. Okay. Aia este viața spirituală. Dar viața de zi cu zi, acasă cu părinții, la școală sau la job, noi cei care suntem deja, am terminat cu școlile, la job, în societate, când ești cu prietenele la cafea, când mergi la cumpărături, când faci curat singură prin casă, când duci copiii la grădiniță. Ok, nu mai vedem lucrurile astea ca fiind activități pe care noi le putem închina lui Dumnezeu. Le vedem ca fiind celelalte chestii pe care trebuie să le fac. Dar nu este așa. Dumnezeu dorește ca lumea noastră fizică și lumea... și viața noastră fizică și viața noastră spirituală să fie întrepătrunse. Pentru că ele în realitate sunt. Ele în realitate sunt, însă noi le tratăm ca și cum ele sunt două lucruri distincte. Voiam să te rog să-mi permiți să recomand o carte. Da, chiar te rog. Liturghia obișnuitului. Este o carte care tratează exact subiectul ăsta și pentru mine a fost așa o eliberare de la frustrarea că nu am destul timp să citesc Biblia, nu am destul timp să, să slujesc sau... Faptul că ai copii și te joci cu copiii este o formă de închinare și liturghia asta obișnuitului exact asta spune despre cele două lumi pe care noi suntem obișnuiți să le depărtăm cât mai mult. Da. Te învață sau îți deschide ochii cum de fapt ele sunt suprapuse și cum poți să funcționeze mai bine împreună în viața de zi cu zi. Da, e un aspect extraordinar de important pentru că de multe ori atunci când intrăm în contact
cu ceea ce ține de biserică, întâlnirile bisericii și așa mai departe, parcă ne schimbăm deodată, ne schimbăm vocabularul, ne adaptăm un pic și comportamentul. Corect. De multe ori ne schimbăm un pic și garderoba, știi? Corect, da. Și asta produce în interiorul nostru, după, poate la unii după ani de zile, alții poate sunt sinceri cu ei înșiși mai devreme, produce o duplicitate în interiorul nostru. Și da, odată ce ajungi să fii sincer cu tine, sub cercetarea Duhului Sfânt, îți dai seama că ceva este neregulă în felul acesta. Îți dai seama că nu trăiești cu adevărat pentru Hristos. Da. Și multe din realizările astea pe care eu le-am avut, eu, spre exemplu, am avut această realizare tot așa cu câțiva anișori, nu mulți, mi-am dat seama că au venit tot în urma faptului că eu m-am pus, zic, hai să citesc și eu Biblia, zic, ar fi cazul să o studiez, că am niște timp. Știi, zic, ce-ar fi să nu mai stau la seriale și să citesc Biblia? Care ar trebui să fie un lucru normal, natural. Știi ce vreau să spun? Pentru știi un copil crescut în mediul evanghelic, cum sunt eu? Cred că asta provine și de ce ne e greu să facem asta, că am avut multe experiențe foarte frustrante și vorba ta, da, anii mei de adolescență, știm că trebuie să citim Biblia. Peste tot se spune, da, trebuie să ne rugăm, trebuie să citești Biblia și te apuci de un plan de citire sau știu și eu și e foarte greu să te ții de el și atunci ești frustrat că nu ai citit, i-ai rămas în urmă, în loc să ai experiențe pozitive, motivatoare. Mai mult pentru mine era o experiență negativă, iară trebuie să citesc, iară nu am citit. În momentul în care vezi că nu trebuie, sau nu știu, când schimbi mentalitatea asta, da, nu trebuie să citești Biblia, ci vreau să o citesc, sau mă ajută, Biblia nu e doar un manual de conduită creștină, exact, cum de multe ori credem, nu este nici măcar un devoțional să citești câte un psalm în fiecare zi, nu vei crește spiritual dacă citești doar un proverb în fiecare zi toată viața, ceea ce e foarte bine, dar nu de ajuns. E un prim pas de la absolut, care trebuie să creștem, exact, apoi. Exact, exact. Da. În momentul în care tu te raportezi altfel la Biblie, atunci vei avea o mai mare libertate, o mai mare satisfacție, vei fi mult mai plin de încântare de ce găsești aici și cred că aici e așa cumva o mică schimbare, cum privești tu Biblia. Da, cu siguranță și ne și ajută foarte mult lucrul acesta. Când ne schimbăm paradigma, felul în care privim cuvântul lui Dumnezeu, ne vom și apleca în cuvântul lui Dumnezeu într-un mod diferit. Și Dumnezeu răsplătește această căutare sinceră întotdeauna o răsplătește cu felul în care El ni se descoperă prin cuvântul Său. Și noi acum vă vom spune, vom fi reale cu voi, dragilor, deci vor fi zile grele, în care ți se pare că nu se potrivește cu ce ai citit acum 3 zile și dar cum, dar nu mai înțeleg, în care ți se pare că studiezi, dar în capul tău e mai multă ceață și e mai multă confuzie decât de fapt ești luminat și ți se limpezește mintea. Este un lucru perfect normal, pentru că Biblia, deși mișcă oameni de la cei mai învățați până la cei mai simpli, Biblia are o complexitate deosebită. Absolut. Da, foarte, foarte bine ai menționat așa un subiect, pentru că în momentul în care vrem să, ok, acum am apuc să studiez Biblia, ai așteptări realiste. Da. Nu vei avea o descoperire iluminată în fiecare zi. Asta nu mă împiedică să mențin disciplina și să continui să citești. Mai spun persoane, nu, citesc, dar uit sau nu rețin nimic. E foarte normal, de ce te aștepți să nu uiți? Adică uităm ce am mâncat săptămâna trecută, e foarte normal să uiți sau nu putem să înregistrăm tot ce citim de fiecare dată. Da. Dar disciplina asta de a merge mai departe, de a citi și mâine, da, ok, astăzi am citit puțin sau azi n-am citit deloc, continui și mâine, disciplina asta te va ajuta să rămâi pe calea cea bună și să-ți continue descoperirile care vor veni așa cum Dumnezeu ți le descoperă. Exact, exact. Și disciplina asta pe care, la care Dumnezeu ne cheamă în cuvântul Său, este cea care de multe ori ne va ține în perioadele alea, când avem perioade de depresii spirituale, în care poate Dumnezeu ne pune la încercare sau poate ne confruntăm noi cu niște lucruri și ne este greu să ne conectăm la cuvânt. Însă dacă avem o disciplină
bine împământenită în cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, și celelalte discipline spirituale, dar despre asta e episodul de astăzi. Dacă avem o disciplină bine împământenită, atunci este foarte, foarte, foarte probabil ca prin acele perioade grele disciplina respectivă să ne țină. Uite, am ascultat o ilustrație, o imagine despre visul lui Faraon pe care Iosif l-a interpretat. E vorba de acele 7 vaci grase și 7 vaci slabe, spice. Acele spice. Mm-hmm. Și era clar pe acei 7 ani de bogăție în care ei trebuiau să strângă mai mult astfel încât să aibă și în cei 7 ani de secetă. Și viața de creștin este exact la fel. Avem momente în care suntem plini de pace, bucurie. Ia uite, am citit din Biblie, am citit o săptămână întreagă, sunt la zi. Și momente în care nu mai știi ce să faci, în care nu înțelegi, care sunt foarte normale și care ajută la creșterea noastră într-un mod providențial. Dacă nu te-ai hrănit în acei 7 ani, vei muri de foame în cei 7 ani de secetă. Dacă în momentele, nu știu, bune sau roditoare sau de pace nu te-ai preocupat să te hrănești din cuvânt, atunci îți va fi mult mai greu în momentul în care spui, ok, n-am chef sau nu mai pot, vei putea să te hrănești dacă ai studiat așa cum trebuie sau dacă te-ai hrănit cum trebuie, vei avea resursele ca să treci și peste perioada aia rea, ca apoi mai în continuare să crești din nou și să te hrănești sănătos. Da, da, așa este, așa este. O altă întrebare pe care am primit-o și pe care aș vrea să o adresăm este: care crezi că sunt principalele piedici pe care noi le întâmpinăm atunci când este vorba de a citi Scriptura și a studia Scriptura și a ne dezvolta o disciplină în sensul ăsta? Uh-huh. Cred că una dintre cele mai mari și cele mai problematice piedici este modul cum privim Scriptura. Și v-am vorbit un pic mai înainte de paradigmă. Anticipez o întrebare. Ce se întâmplă dacă nu citim Biblia? Da, este și asta o altă întrebare. Da? Da. Ce se întâmplă dacă nu am chef să citesc sau nu știu să... Cred că forțăm prea mult. Cred că trebuie să fie o relație mult mai organică, mult mai naturală. Ce se întâmplă dacă nu mănânci? Nu știu, la un moment dat mori. Același lucru se întâmplă spiritual. De ce avem alte așteptări de la viața de credință care are multe asemănări cu viața noastră, da, reală, fizică pe acest pământ? Dacă nu mănânci, mori. Dacă nu citești Biblia, dacă nu te hrănești, la un moment dat te miri de ce nu reușești, de ce nu înțelegi. Și atunci cred că una dintre principalele piedici este acest mod în care vedem Biblia că trebuie așa un pic forțat, nu ne găsim plăcerea în asta. Exact. Pe de altă parte, cred că nici nu știm cum. Și asta poate e cumva nu vina noastră personal, ci poate mediul în care am crescut, că nu s-a promovat mai mult studiu biblic personal sau... Dar acum nu mai aveți nicio scuză, veți învăța cum și puteți continua de acum mai departe fără piedica asta de a învăța, învăța cum să studiezi Biblia. Nu știm cum, învață, preocupă-te de lucrul ăsta. Da. Sunt și cărți foarte bune. Da. Vrei să ne recomanzi niște titluri, poate, sau niște cărți în direcția asta? Da, deci eu vă pot recomanda ca să învățați o metodă de studiu biblic extraordinar de bună, care este folosită de majoritatea teologilor și nu trebuie să știți greacă, nu vă faceți griji. Este vorba de Trăirea după Biblie de Howard și William Hendricks. Este extraordinar de clară. De asemenea, e un picuț stufoasă, nu e foarte stufoasă, dar e un picuț stufoasă pentru că intră și în niște detalii care sunt foarte necesare ca noi să înțelegem. Da, vrei să recomanzi și tu ceva pe tema asta? Aș putea să spun, de exemplu, Cercetați Scripturile, iar este o carte foarte bună. A lui Charles Swindoll. Exact. El a fost student al lui Howard Hendricks. Exact, au fost așa, mână în mână. Da. Găsiți, sunt cărți, dacă nu, contactați-ne dacă ascultați acest mesaj și mai aveți nevoie de alte materiale și... Poate cea mai accesibilă dintre toate este Biblia ca literatură. Da. Este prima carte pe care am avut-o pe lista de bibliografie la școală, la școala teologică. Biblia ca literatură este o carte superbă, printr-un limbaj accesibil oricărui om,
spune niște adevăruri fundamentale despre modul cum să privești Biblia și acolo e vorba despre diferitele genuri literare, cum interpretăm sau cum ar trebui să citim poezia, psalmii, da? Această formă lirică, narațiunea trebuie tratată un pic în mod diferit, evangheliile, discursurile lui Pavel, pildele. Pentru că, exact, pildele foarte problematic acolo, da? Deschidem Biblia și privim cu aceiași ochi europeni, impregnați de cultura noastră și avem așteptarea, aceeași așteptări de la toate, întreaga Biblie și îmi plăcea odată să zic că când auzi și la limba română, a fost odată ca niciodată. Da. Fără să știi ce s-a întâmplat acolo, fără să ți se dea niciun detaliu, vei ști că probabil este un basm, că va fi o luptă între bine și rău, că va fi un erou care o să se lupte cu răul, balaur, cine știe, că unul ce era acolo. Dacă un alt text începe cu dragă Ana, îți mulțumesc pentru mesajul tău, știi automat că va fi o scrisoare, știi că este un mesaj direct adresat cuiva și atunci vei avea alte așteptări asupra acelui text. Același lucru ar trebui să-l aplicăm mult mai, mult mai clar și cu Biblia, sunt genuri diferite literare și atunci trebuie să ne adaptăm la textul pe care îl studiem. Da. Deci avem faptul că trebuie să avem o atitudine potrivită, că de multe ori atitudinea noastră și felul în care ne raportăm la Biblie ne împiedică să ne formăm această disciplină. Faptul că ni se pare complexă și este o carte complexă, vorbește despre adevăratul Dumnezeu, dragilor, care este infinit în înțelepciune. Absolut. Evident că este complexă, dar asta e una și din frumusețile ei, pentru că o citim zi de zi, sunt oameni care au trăit până la 80 de ani, 90 de ani și au citit-o zi de zi și au găsit prospețimi zi de zi. E incredibil, dar sincer, chiar povesteam mai devreme. Citeam un pasaj pe care l-am citit, unul dintre, versetele cele mai clasice, le-ai auzit la școală duminicală în predici și apoi la un moment dat, parcă auzeam pentru prima dată, ia uite detaliul ăsta, nici nu știam că versetul ăsta e în Biblie, uite aici e vorba de... Sunt descoperirile astea mici care te fac pur și simplu să mergi mai departe, să dau energia, să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu, să vrei mai mult, foamea asta să-ți fie... Vezi atenția pe care Dumnezeu a pus-o în detaliile din cuvântul Său, care este absolut conexiuni fascinantă. Și tot felul de imagini. Da, e frumos. E superb, este absolut superb. E ceva extraordinar de frumos și cum vezi, cum ai spus tu, noi privim prin ochii europeni și Dumnezeu ne ajută să înțelegem lucruri dintr-o cultură total diferită nouă, din niște timpuri de acum mii de ani. Și totuși, întâmplările respective, întrebările pe care oamenii și le puneau, situațiile în care erau puși, sunt atât de actuale. Deci, că noi zicem că am evoluat, știi? Nu chiar așa de mult. Adică, natura umană Este aceeași. Este aceeași, nevoile emoționale, nevoia de Dumnezeu, modul cum Dumnezeu se revelează. Da. Este exact același. Sunt atât de proaspete povestirile biblice, atât de relevante pentru aici și acum, încât stai și te gândești că numai Dumnezeu ar fi putut mișca și gândi o asemenea capodoperă ca să ni se reveleze El prin ea. Este de o frumusețe extraordinară. Și aș vrea să intrăm acum pe o altă nișă, să zicem așa, despre care am spus că vom vorbi, și anume despre studiul biblic care este nu neapărat destinat femeilor, dar cât de important este el în viața femeilor. Și avem o întrebare foarte bună. Este la fel de important ca o femeie să studieze Biblia pe cum o face un bărbat? Da. Răspunsul este asta a fost răspunsul. Absolut. Cred... Și iar de aici, ce, Eva? De ce? De ce ne spui că da? Da. Cred cumva că suntem foarte impregnați de cultura în care trăim, care poate nu e tot timpul cea mai corectă sau obiectivă, ci tragem cu noi tradiții, obiceiuri moștenite, fără să ne dăm seama. Dumnezeu se revelează oricărui om, indiferent de vârstă, de sex biologic, de cultura de unde vine. O femeie are acces direct la Dumnezeu prin scriptură, prin rugăciune. Același lucru se întâmplă și la bărbați. Diferenți, suntem egali în valoare în fața lui Dumnezeu.
Și vă încurajez și a fost așa o eliberare pentru mine. Da, Dumnezeu vrea ca tu să studiezi Biblia, da, pentru tine a fost scrisă, dragă femeie, Biblia, nu este ceva elitist, nu este ceva doar pentru o anumită grupare de oameni, da, nu doar pentru cei care predică în față, Biblia este pentru orice creștin. Da, este pentru orice creștin și faptul că ni s-a transmis poate dintr-o moștenire culturală, că n-ar trebui să ne preocupe ca și femei atât de mult Biblia, cred că a dus la a crește apoi generații slabe. Corect. Pentru că atât de mult creșterea copiilor este în mâinile mamilor, bineînțeles că și a taților, dar de obicei mamele și-au anii aceia de stat acasă, sunt văzute ca fiind de obicei, în majoritatea caselor, un pic mai răbdătoare. Influența și influența este maternă mare. este foarte mare în anii formativi. Ca și biserică și ca și bărbați, bănesc că își doresc ca copiilor să crească într-un mod frumos, într-un mod armonios și plăcut Domnului, însă cum putem pune așteptările pe femeile respective care se ocupă de creșterea acelor copii ca să-i crească într-un mod plăcut Domnului, dacă ele nu cunosc în profunzime ce înseamnă să fii plăcut Domnului? Foarte corect. Și cred că așa uneori ca femei, da, Proverbe 31, știm foarte bine, sau anumite texte despre creșterea copilor, despre căsnicie din Noul Testament, care sunt foarte bune și cumva în cărți mai sunt menționate, prezentate, dar o femeie trebuie să înțeleagă ce înseamnă mântuire, ce înseamnă planul lui Dumnezeu pentru viața ei personală, adică lucruri de bază, da. De acolo pornește caracterul lui Dumnezeu. Da. Ca să poți să-ți crești bine copiii, trebuie să știi caracterul lui Dumnezeu. Ca să poți să ai o relație sănătoasă cu soțul tău, trebuie să ai identitatea ancorată în Dumnezeu. Și lucrurile astea se întâmplă doar atunci când studiezi, nu doar pasajele alea mai ușoare, da? Proverbe 31, care e așa o baladă, o poezie de ziua mamei și de ziua femeii, dar trebuie să ne preocupăm și de acele texte care vorbesc clar despre planul lui Dumnezeu pentru noi personal și trebuie să învățăm și cum să le abordăm și pe acelea. Da. Ideea este că întreaga Biblie este pentru fiecare dintre noi. Este adevărat că anumite pasaje, cum a spus Eva, sunt dedicate special pentru prezbiteri, pentru mame, pentru copii, pentru... Da, avem indicații speciale pentru acest lucru, dar întreaga Biblie este destinată tuturor, fiecărui om. Și este extraordinar de necesar ca să studiem și ca să ne hrănim din întreaga Biblie. Și nu doar din părticele ale Bibliei care credem noi că sunt destinate special pentru noi. De ce? Pentru că Dumnezeu este mai bine înțeles, este mai bine revelat în complexitatea lui din întregul text biblic. Atunci când învățăm să facem corelarea între pasajele biblice, când ni se va părea la un moment dat că nu are nicio legătură ce zice în Timotei despre femei cu ce zice Pavel apoi despre mântuire în Romani. Nu este adevărat. Are foarte mare legătură. Foarte, foarte, foarte mare legătură, dragilor. Și este nevoie să învățăm să facem lucrul acesta. De aceea avem și atâtea interpretări slabe ale pasajelor care sunt destinate unor anumite categorii, pentru că nu sunt puse într-un context mai larg al întregii scripturi. Să știi, Ana, am așa niște experiențe, îmi scriu, pentru că pe Instagram și poate activitatea mea din mass media, din online, este cumva mai mult pe studiu biblic și încerc să mă preocup de subiectul ăsta. Îmi scriu multe femei, vai, eu n-am crezut că o femeie are voie să studieze Biblia și eram... Cum să-L cunoști pe Dumnezeu dacă nu studiezi Biblia? Cum să crești spiritual dacă nu cunoști Biblia? Eu credeam că e doar pentru predicator. Mulțumesc așa de mult, am învățat cum să mă uit la anumite versete. Și vorbesc despre chestii, nu știu, simple sau s-ar putea uneori să ai nevoie doar de încurajarea asta. Exact. Uite, hai să citim împreună. Dumnezeu se revelează, fetelor, preocupați-vă de Scriptură. Da, da. Și chiar aș vrea să vă spun o întâmplare pe partea asta. Susanna Wesley, mama lui John Wesley,
a crescut copiii, John și fratele lui, ah, îmi scap acum cum îl cheamă, au fost evangheliști împreună și au făcut o mare diferență în lucrarea lui Dumnezeu. Și John este întrebat la un moment dat, care este teologul lui preferat și teologul de la care a învățat cel mai mult și care l-a format, care i-a marcat viața, care l-a făcut să înțeleagă Biblia. Și John Wesley le răspunde fără să stea pe gânduri, a, cu siguranță mama mea, Suzana. Da. Zice, mama mea este cel mai bun conducător de Biblie și ea este cea care m-a ajutat să-L înțeleg pe Hristos. Ce, ce mare lucrare, ce trebuie să înțelegem profund. Că Dumnezeu lucrează prin femeile care sunt cultivate în curvând pentru a crește generații de fete și băieți care cunosc voia lui Dumnezeu, cunosc caracterul lui Dumnezeu, astfel încât să poată să facă o diferență în societatea în care ei vor crește. Corect. Și cred că nevoia este la fel de mare și astăzi, poate chiar mai mare astăzi, când ne confruntăm cu niște lucruri în societate care altădată măcar erau recunoscute că nu sunt bune, știi? Poate nu neapărat pe bază biblică, dar măcar erau recunoscute că nu sunt de bune. De bunul simț. Da, dar astăzi se spune de peste versetul, tot că sunt bune. Da, nici nu îi mai consideră răi pe cei pe, ca, cei pe care le fac. Da, exact, da. Și avem nevoie de o ancorare adâncă în cuvântul lui Dumnezeu ca să știm să deosebim binele de rău. Pentru că nouă, de la TV, de pe seriale, de pe social media, de pe stătunii, se spune că sunt bune lucrurile respective. Și este nevoie copiii, pe măsură ce cresc, și adolescenții, că noi lucrăm cu adolescenți fiecare în bisericile în care facem parte, lor nu le ajunge să le spui, fiindcă așa am zis eu. Niciodată înțelegeți? Nu este de ajuns și nici nu recomand să folosiți că așa am crescut. Da. Ei nu se mulțumesc cu de ce te rogi, că așa trebuie să te rogi. Ei au nevoie de răspuns la întrebarea de ce. Da. Și în momentul în care tu personal nu poți să dai un răspuns, mărturia e foarte slabă, indiferent de ce domeniu e vorba, relații, îmbrăcăminte, nu știu, ce se mai preocupă, ce mai interesează pe tine, care să știți că de fapt se preocupă de subiecte foarte profunde. Noi așa nu e. Știm sau nu ne dăm seama, nu suntem conștienți de luptele pe care le au. Acel, pentru că am spus eu, nu funcționează, trebuie să le spui de ce faci tu asta. Da. Și atunci trebuie tu să știi personal de ce faci asta ca să poți să dai un argument. Așa este. Și nu putem nici să dăm argumentul fiindcă așa scrie în Biblie și atât. Trebuie să fii capabil într-o anumită măsură și în timp vei crește și vei putea să o faci tot mai bine și tot mai bine, trebuie să fii capabil să le arăți. De ce? Pentru că scrie aici și nu doar aici. Uite, acest pasaj are legătură cu pasajul de dincolo și se împletesc împreună și cu cel din cealaltă parte, astfel încât să-ți dea o imagine mai complexă asupra acestei situații sau asupra acestui principiu. Este nevoie de lucrurile astea pentru că răspunsurile simpliste nu vor satisface o minte curioasă sau o minte care este în formare și nici măcar când este vorba de adulți, bineînțeles, mai ales când este vorba nici de adulți. Nu m-aș mulțumi cu răspunsul ăsta. Da, evident. Ok, hai să vedem mai exact de ce. De ce? Și da, e corect. Da. Trebuie să învățăm că este și o este și o componentă tainică în toate lucrurile astea și nu toate lucrurile le vom înțelege, nu pe toate le vom putea explica, pentru că avem limitări și trebuie să acceptăm această componență tainică a cuvântului lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu, însă eu cred că Dumnezeu ne cere să mergem cât de departe putem cu darurile pe care le-a pus în noi, cum ar fi inteligența, rațiunea, simțurile, emoțiile. Eu cred că Dumnezeu ne cere să mergem și pe aceste căi cât de departe le-a lăsat El în noi. Și de-abia apoi intrăm în domeniul tainei, unde din nou venim cu reverență înaintea unui Dumnezeu pe care nu-L putem înțelege în totalitate și asta este și frumusețea Lui și motivul pentru care ne închinăm înaintea Lui, îngenunchem înaintea Lui, pentru că știm că El este mult mai mult decât suntem noi. Foarte corect. Bun, iubita mea, hai să mai luăm o întrebare, tot așa referitoare la femei. Cât de mult din descoperirile citirii Bibliei poți, ca femeie, să împărtășești, să le împărtășești cu alții? Astfel încât să nu încălcăm 1 Timotei 2:12.
Da, cred că, iară mă iau de cultura românească, cred că există așa cumva o frică și 2 Timotei, ca să zic, este acel pasaj, femeia da. Să nu dea învățătură, că presupun că la acest aspect se referă persoana care a pus întrebarea. Cred că ne este așa de teamă să nu cumva să facem păcatul ăsta. Eu vorbesc acum cu Ana, facem studiu biblic, aule, o să avem grijă să nu dăm învățătură. De aceea trebuie să studiem Biblia și să înțelegem ce a vrut să spună autorul în acel context. Și dacă citiți pasajul din 1 Timotei 2, subtitlul de unde Timotei, face... Da, asta, la, am citat eu greșit, 1 Timotei 1 Timotei 2. Capitolul 2, da. Am zis bine, da? Da. Eu cred că am zis 2. Pasajul acela se referă la închinarea în comun. Da. Și ce înțelegem noi acum... Este această întâlnire când mergem la biserică, duminica dimineața, duminica seara, da, exact. Joia și așa mai departe. Este vorba de lucrarea publică de predicare, exact. De a expune cuvântul lui Dumnezeu prin vorbire unui public care stă în da. Fața noastră. Uh-huh. Și cred că trebuie bine definit contextul ăsta. Pentru că multe femei, din teama de a nu da învățătură, poate nici nu studiază Biblia sau nu au curajul să studieze și apoi să împărtășești. La școala duminicală, de obicei, sunt mai mult femeile, da, corect? Da, în proporție covârșitoare. Și la voi... covârșitoare, eu nu știu ce să mai fac ca să mai cine? Adăugăm niște băieți, da. Știi? Acolo, surorile... da, învață despre Dumnezeu. Cred că trebuie un pic definit asta cu a dat învățătură, da? Da, trebuie să ne uităm da, mai exact, să facem da. Exegeza pasajului, să vedem exact la ce s-a referit. Cred că sunt o mulțime infinite modalități de a spune Biblia, de a spune Evanghelia oamenilor, fie printr-o discuție, fie că vorbești cu copiii tăi acasă, fie că spui, nu știu, o mărturie, fie că ai un grup de studiu cu fetele, fie că faci o conferință de femei, sunt o mulțime de modalități în care tu poți să spui cuvântul după ce l-ai studiat. Și asta era prima parte a întrebării, dacă am înțeles bine, da. Cum poți să expui ce ai învățat da, din studiu fără biblic, să încalci... fără să încalci. Da. Aș spune așa, nu te atingi ca femeie de, da... partea asta de lucrare publică, de a da. Avea o funcție de conducere într-o da. Biserică. În sensul în care femeile nu sunt chemate să fie preoți. La asta ne referim. Uh-huh. Preoți slash pastori în da. Cazul nostru, nu? La asta, exact. În bisericile da, da, da. Evanghelice. Exact. La asta ne referim, că femeile nu sunt chemate să fie preoți sau pastori. Dar asta nu înseamnă că tu nu poți studia Scriptura. Absolut. Asta nu înseamnă că nu poți studia Scriptura în grup. Asta nu înseamnă că nu poți ca într-un grup să conduci o discuție pe tema Scripturii. Nu este vorba despre asta. Acolo este vorba despre a da învățătură în contextul acesta liturgic, să zicem așa, în care, exact. Care este exact. Un context pe care Dumnezeu l-a destinat special bărbatului. Acum, nu vă simțiți dat la o parte, dragile mele, pentru că Dumnezeu v-a destinat vouă un alt context. Asta este după pasajul ăsta cu femeia să nu dea învățătură, scrie acolo că trebuie să existe o ierarhie pentru că Dumnezeu întâi a făcut pe bărbat, uh-huh. pe femeie, același principiu, aceeași da, ierarhie o vedem și în familie. Da. Hristos este capul, același lucru vedem și în biserica locală, Hristos este capul și așa mai departe. Mm-hmm. Nu este o înjosire în niciun caz nu. Sau o privare de la un anumit privilegiu. Exact. Sunteți exact. Extrem de binecuvântate să slujiți în familia voastră, să slujiți la școală, să slujiți în grupul vostru de fete și așa vă încurajez, studiați bine Scriptura asta și apoi mergeți și spuneți cât puteți voi oricărui, da, discuții da. Am tot menționat, alte contexte în care poți să faci asta, nimeni nu te oprește și Dumnezeu sunt absolut sigură că își va găsi bucuria și da, împlinirea când o să vadă această lucrare. Da, și mai mult, cred că de multe ori confundăm, și tu ai făcut referință la asta mult mai devreme, confundăm ideea de roluri și ideea uh-huh. de valoare. Da. Noi, da. Pentru că așa ne învață societatea. Pentru că Dumnezeu nu ne învață asta. Da. Dumnezeu ne învață că înaintea Lui suntem egal ca valoare. Orice om este făcut după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru exact. Fiecare dintre exact. Noi dacă acceptăm salvarea Lui. Nu a dat cu 2 picături mai multe de sânge în plus pentru bărbați. Aceste lucruri sunt niște nebunii. Deci nu există așa ceva. Conform Bibliei, femeile și bărbații sunt egale înaintea Lui Dumnezeu, dar au roluri diferite.
roluri complementare, cum le-am numit noi. Și când ni se spune că femeia este chemată să fie un ajutor, noi uităm că Dumnezeu se identifică pe sine însuși în nenumărate întâmplări ca fiind ajutorul. Uh-huh. Același cuvânt este folosit. Da. Uităm lucrul acesta. Credem că doar pentru că avem comparația dintre Hristos, capul bisericii, bărbații, capul familiei, uităm de faptul că Dumnezeu de asemenea se identifică și cu a fi ajutorul. Ajutorul nostru care nu lipsește în nevoi, ajutorul nostru pe care ne putem însprijini întotdeauna, ajutorul care a venit când corabia se scufundă, când Petru se scufundă și așa mai departe. Domnul Iisus Hristos lasă din frumusețea lui absolută în cele două sexe, și în sexul masculin și în sexul feminin. Și faptul că avem niște roluri nu ne diminuează în niciun caz importanța. Astea sunt două lucruri total diferite, sau valoarea, astea sunt două lucruri total diferite. Dar pentru că noi suntem programați în societate să gândim așa. Pentru că trăim într-o lume afectată de păcat, de la Geneza 3, da, dorințele tale se vor ține după bărbatii acolo, da, blestemul acela care se întâmplă între Adam și Eva și între Dumnezeu și oameni, că de fapt la asta ruptura se referă. Suntem distorsionați, trăim nu în conformitate cu ceea ce spune Scriptura, de aia trebuie tot timpul să adaptăm, să corectăm principiile noastre care le trăim din viața de zi cu zi, să le punem întotdeauna în lumina Scripturii. Bun, și aș vrea să mai luăm o întrebare care cred că este foarte actuală pentru noi acum când avem 10 lucruri de făcut în fiecare zi, 20 de device-uri în casă. Ne întreabă așa, cum reușești să te concentrezi pe ceea ce citești și să citești constant? Pentru că întâlnim foarte multe și în cele pe care le-am primit, sunt multe întrebări de genul acesta. Partea practică, poate mai degrabă, sau aspectul ăsta. Da, aspectul ăsta practic, măi, mă pun să citesc și nici nu rezist în concentrare 5-6 minute, că deja mă gândesc, trebuie să pun la spălat, trebuie să pregătesc hainele pentru mâine pentru lucru, știi? Da, lucrurile astea de care ne lovim zilnic. Încep prin a spune că este normal. Nu știu de ce avem alte așteptări de la noi, nu știu, și când citesc altă carte, la un moment dat mă gândesc la altceva. E un lucru foarte normal și nu trebuie să avem, nu știu, așteptarea când deschid Biblia, trebuie să mă transform, nu știu, într-un robot și o să înregistrez tot și... Dar, ce poți să faci? În primul rând o să abordez acest aspect al citirii regulate. Și cred din toată inima că un plan de citire este întotdeauna o idee bună. Știu că s-ar putea să rămâi în urmă, știu că s-ar putea să te simți frustrată că nu poți să ții pasul, treci mai departe sau citește de unde ai rămas, nu renunța. Cred că acest principiu de a citi câte puțin în fiecare zi este extrem de benefic pentru viața noastră. Acum, ai și tu proiectul Candela, unde citiți, treceți prin întreaga Scriptură după un anumit plan. Găsiți pe internet o grămadă planuri de citire pentru Noul Testament, pentru Vechiul Testament, cronologic. N-avem nicio scuză la punctul ăsta. Ia-ți o persoană care să facă asta cu tine. În momentul în care citești împreună sau în momentul în care trebuie să dai socoteală cuiva, exact, atunci te ții mult mai conectat. Da. Ana a citit, trebuie să citesc și eu. Ok, Ana, ce-ai citit? Stai că n-am citit, stai să citesc acum. Un plan de citire, găsește-și pe cineva cu care să citești împreună. Hai să ne apucăm noi de provocarea asta. Trebuie să fii un pic conștient și de cât vrei să citești sau... poate dacă ești la început de credință, alegeți un capitol pe zi, trebuie un pic, sau poate doar Noul Testament într-un an, trebuie un pic dozată și aspectul ăsta. O să mă înclin acum discuția, o să înclin discuția către al doilea subiect, ce să fac, citesc, dar nu rețin. Exact. Și v-am spus, este foarte normal. Un lucru pe care ai putea să-l faci este să citești cu pixul în mână, cu creionul în mână. De ce? Pentru că în momentul în care faci notițe pe text, în momentul în care te preocupi într-un mod practic de ceea ce scrie acolo, îți va rămâne mult mai bine întipărit în minte. Sunt profesoară și unul dintre principiile noastre la școală este să-i implici cât mai multe simțuri.
este demonstrat științific, dacă doar asculți o predică, vei rămâne cu 10%, nici măcar atâta nu cred că. Dacă auzi, dar și citești, crește acel procent. Dacă citești, dacă auzi și dacă faci și tu ceva cu mâinile, o figurină, da, la copii, crește exponențial acest procentaj de a-ți rămâne în minte ce ai citit. De aia, același principiu cred că trebuie să aplicăm și la Biblie. Ascultă Biblia. Unele pasaje sunt menite de a fi ascultate. Psalmii, de exemplu, va prinde o totală altă relevanță în momentul în care le asculți decât dacă le citești un gând. Schimbă, nu știu, fă schimbul ăsta între a citi, a asculta Biblia, a face notițe pe text. Asta e, da, ideea mea principală și preferată. Printează-ți textul pe o foaie separat. Și în momentul în care faci asta, poți să faci, ai mult mai multă libertate să-ți faci notițele pe text, să vezi ce ai înțeles, să explici anumite lucruri, fără să-ți mâzgălești Biblia sau fără să faci, să îngreunezi, da, Biblia cu notițele tale. Cred că astea trei ar fi unul dintre punctele principale, fără să uit de a spune cuiva despre ce ai citit. În momentul în care tu trebuie să reproduci, stai să mă gândesc, de fapt, ce am citit. Ți se reia din nou, acel pasaj. Procesezi informația din nou. Exact. Și astfel informația se sedimentează un pic mai bine în mintea ta. Absolut. De fapt, apropo că vorbeai de studiile astea despre a implica mai multe simțuri, chiar am învățat și în facultate despre asta și am mai citit despre asta. Eu cred că, pur și simplu, într-un mod natural, sunt ca un satelit în jurul... Am tot mai multe persoane în viața mea care sunt profesori. E bine, e bine. Și multe prietene de ale mele din și-au schimbat cariera ca să devină profesori. Numai anul trecut două dintre ele și era... Zic, cred că este un semn. Un cerc de care sunt atrasă în mod natural, știi, printre profesori. Și un lucru pe care eu l-am observat la mine este că atunci când studiezi și trebuie să și reproduci, să spui altcuiva ce ai învățat sau, spre exemplu, cum ne pregătim pentru lecțiile la adolescență sau la școala duminicală, știi? Exact. Și trebuie să stai acolo și să fii în fața unor copii, unor adolescenți, unor tineri și să le vorbești despre un lucru pe înțelesul lor, atunci tu, de fapt, îți dai seama dacă ai înțeles cu adevărat. Exact. Și... dacă poți să reproduci lucrurile respective, dacă poți să faci legăturile între lucrurile respective, dacă poți să scoți ideea principală din text, dacă poți să nuanțezi ideea din text folosind texte paralele care se ocupă de aceeași tematică. Vreau doar aici un pic, poate să fac o precizare, a citi Biblia și a studia Biblia nu e tot timpul același lucru. Da. Și noi vrem să le punem așa împreună, n-o să ai, dacă ai așteptarea să stai în fiecare zi câte o oră să studiezi, dar într-adevăr s-ar putea să fii foarte repede frustrat și dezamăgit de așteptările astea. De aia recomand, citiți după un plan și citire înseamnă pur și simplu trecerea, lecturarea pasajului, da, fie audio, prin ascultare, fie prin citire. Și studiul ar trebui să fie ceva altceva, da, ceva da, altceva. Da. În momentul în care stai pe text acolo, ai nevoie de timp, ai nevoie, s-ar putea, de materiale ajutătoare. Și este puțin un pic mai anevoios, dar mult mai satisfăcător acest proces. Da. De aia, citiți după un plan, foarte bine, citim Biblia într-un an, super. Dar pe lângă asta eu vreau să studiez... Evanghelia după Matei și atunci iau pasaje de acolo și mă preocup mai mult de ele și atunci merg așa în paralel cu amândouă, funcționează și chiar pofta vine citind de cele mai multe ori, preocupați-vă în continuare de lucrurile astea. Da, așa este și că ți-am spus despre a reține informațiile și a reuși să le dai și mai departe și mai ales despre rolul femeilor în toate lucrurile astea. Are Einstein un citat celebru în care spune că dacă nu știi să explici ceea ce ai înțeles unui copil de 6 ani, înseamnă că n-ai înțeles. Corect. Dar gândiți-vă că a reuși să extrage esența din ceva înseamnă că ai înțeles lucrul respectiv extraordinar de bine. Pentru că Einstein vorbea acolo despre fizică, da? Și zicea, măi, eu reușesc să extrag esența, să explic unui copil de 6 ani despre ce sunt ecuațiile pe care eu lucrez. Bun.
de copii de 6 ani, în general, se ocupă femeile. Ăsta este adevărul. Da. Da, mai sunt și alte situații, într-adevăr, dar sunt excepțiile. Ideea este că persoanele care se ocupă de copii de 6 ani trebuie să fie extraordinar de bine instruite, extraordinar de stăpâne din punct de vedere teologic, ca ele să poată să transmită mai departe lor aceste principii biblice. Și uite aici și asta e un lucru, iartă-mă puțin, asta e un lucru greu. De ce credem că ne trebuie o citire superficială și rapidă pentru că vom explica copiilor de 6 ani? Nu este adevărat. Tocmai pentru că explicăm copiilor de 6 ani, ne trebuie o citire extraordinar de riguroasă, un studiu țintit, făcut cu intenție pentru o anumită temă pe care vrem să o aducem înaintea copiilor respectiv sau adolescenților sau tinerilor. Putem locui cu oricare dintre oamenii pe care îi slujim. Este extraordinar de important lucrul ăsta. Nici nu știu ce cuvinte să mai folosesc ca să arăt cât este de important. Și sunt așa de întristată că nu se oferă din partea culturii în care suntem mai multă atenție acestui fapt și nu se pune mai mult accentul pe asta. Da, continuă, te rog. Știi de ce se trasează așa foarte superficial? Avem narațiunea cu Iosif. Orice narațiune din Vechiul Testament pe care o facem așa de obicei cu copilașii, că ai zis de 6 ani, de obicei ne oprim doar la narațiunea și mă refer aici la firul roșu, punerea evenimentelor într-o conexiune logică. Însă, trebuie să mergi mult mai adânc să vezi ce înseamnă, ce reprezintă acele personaje, de ce s-au comportat așa. Și apropo de un copil de 6 ani, întotdeauna trebuie să faci o aplicație practică la viața lui. Nu e doar o povestire pe care de multe ori așa tratăm Vechiul Testament. Uite, s-a întâmplat asta, așa, așa, așa. Mergi un pic mai adânc, vezi de ce s-a întâmplat asta, vezi ce urmări a avut mai departe, ce înseamnă asta pentru Dumnezeu, ce trebuie să facem noi acum. Da? Asta ar trebui un pic mai... De aia avem nevoie, da? De studiu scripturii ca să putem spune și unui copil de 6 ani adevărurile. Da, da. Este extraordinar de important. Cred că uneori am impresia că folosesc exact aceleași cuvinte și că nu îmi găsesc cuvintele ca să exprim cât de mult ar trebui să ne preocupe scriptura, astfel încât să putem să fim o mărturie și să avem o influență bună prin mărturia pe care o lăsăm în urma noastră. Mi se pare că totodată, sincer, că sunt o moară stricată, știi, că vorbim despre același lucru. Dau același exemplu, spun de 10 ori, spun de 15 ori. Zic eu, la copii și la adulți nu există niciodată. Da, și că repetiția mult... e mama învățăturii. Absolut, absolut, bun. Principiul de bază. Acum o să-ți mai adresez o întrebare la care tu ești într-o poziție unică să răspunzi, pentru că eu nu mă aflu în această poziție. Cum arată studierea cuvântului înainte de soț și copii versus cum arată studierea cuvântului după soț și copii? Deci, îți spun, asta a fost una dintre cele mai mari dezamăgiri din viața mea și una dintre cele mai mari lecții pe care le-am învățat. Și trebuie să vedeți și să analizați și să vă dați seama de anotimpul în care ești și de situația în care ești acum. Adolescentă, la biserică toată ziua, foarte frumos, creștere spirituală, n-avem nicio treabă, doar mergeai la școală și activități ce mai aveam. Aveam timp de citit și de studiu biblic, n-ai nicio scuză, aveam o tonă de timp, puteam să stau foarte frumos cu Biblia și 2 ore și 3 ore, cât voiam. Și mi-a plăcut foarte mult perioada aia, m-am simțit foarte crescută spiritual și mă refer aici poate la volum. Da. Aveam un volum de informație mult mai mare, mult timp, mă simțeam foarte bine spiritual, relația asta cu Dumnezeu. Apoi primul pas a fost cu soțul și a fost acolo o tragedie, un dezastru. Venim din medii diferite. Timpul meu arăta cumva, timpul meu personal cu Domnul, timpul lui altfel și peste tot în vieți, trebuie să aveți timpul împreună ca și cuplu. Ok, hai să facem asta, sigur că hai să creștem spiritual. Hai să ne rugăm. El, nu, hai să cântăm. Ok, bine, hai să vedem ce spune pasajul ăsta. Nu, hai să vedem întâi. Au fost așa de mari divergențe între noi, sau cel puțin, mă refer la stiluri și la moduri cum făceam asta până acum,
în care am crezut că suntem cei mai răi oameni de pe planetă și nu o să putem studia niciodată. Da. Iar aveți așteptări realiste la timpul vostru de cuplu cu Domnul până ajungi la o armonizare, până înțeleg eu de ce fac asta, până înțelegeam de ce Dorin face asta, cum putem să ne armonizăm, să facem asta împreună. A fost, da, la un moment dat, revelator. Nici acum n-am ajuns, nu pot să zic că... Dar suntem mai bine, suntem mai bine, suntem pe drumul cel bun. Bun, asta e important. Aveam mult timp înainte, odată cu Dorin, am încercat și împreună și fiecare separat. Cel mai greu a fost acum cu doi copii, unde să găsești... Aș fi ilogic din partea mea și irealist să mă aștept să am 3 ore de studiu biblic în fiecare zi, așa cum făceam când eram studentă. Nu ai cum. Vei trăi niște frustrări deosebite dacă te aștepți să se întâmple asta. Însă a trebuit să-mi adaptez modul și să găsesc alte moduri de a rămâne în Scriptură și în părtășie cu Dumnezeu. Și la mine chestia asta a fost mai degrabă să-L aduc pe Dumnezeu în lucrurile mici din viața de zi cu zi, când strângi șosete și împachetezi șosetele, exact. Să te rogi. Când speli vasele, îți puneți Biblia audio. Pentru mine, aspectul ăsta practic mi-a salvat părtășia cu Dumnezeu, pentru că e foarte greu, da, avem un ritm foarte alert în fiecare zi. Viața copiii modernă. Sunt, da, non-stop cu tine. Da. Copiii trebuie să te vadă cu Biblia deschisă. Chiar dacă ție ți se pare că pierzi timpul și că nu rămâi prea mult cu nimic acolo, cum te aștepți copiii tăi să, da, îți urmeze exemplu dacă tu nu faci asta? Deschideți-vă Biblia, citiți împreună, o să deseneze pe Biblie, s-ar putea. Sunt niște, nu știu, riscuri sau da. Niște aspecte care trebuie să le facem. Da. Și asta, adaptează-ți timpul de părtășie în anotimpul în care te afli. Momentul în care te afli acum. Da, da. El nu trebuie să dispară cu totul, evident. Absolut. Însă trebuie să acceptăm limitările care vin în viața noastră. Nevoile chiar cresc din moment ce ai soț și copii, ești mult mai solicitat, s-ar putea să ai nevoie chiar de mai multă energie, de mai multă părtășie și atunci de unde ți iei energia asta? Da, energia cu siguranță. Asta? Cu siguranță. În încheiere, aș vrea să aduc înaintea ta și înaintea celor care ne ascultă un aspect care sper să echilibreze tot ceea ce am spus până acum. Și eu și Eva suntem, sunt sigură în asentiment aici, scopul studierii Scripturii, scopul citirii Scripturii, scopul memorării Scripturii este cunoașterea lui Dumnezeu. Nu faceți din Scriptură un scop în sine, pentru că putem cădea și în această capcană. Absolut, doar să vânezi anumite momente sau... Exact, exact. Putem să facem din Scriptură un scop în sine, din studiu un scop în sine, din a ne-l organiza extraordinar de frumos, cu culori, cu chestii, cu... Lucruri care îmi plac la nebunie. Și le folosesc, dar asta este ideea, să le folosim pentru scopul mai înalt, care este cunoașterea lui Dumnezeu, creșterea noastră în asemănare cu Hristos. Asta este ideea. Să nu facem din asta un scop în sine, pentru că atunci când facem din ea un scop în sine, îl și punem pe Dumnezeu pe locul 2, făcând din asta un scop în sine, ceea ce clar este un lucru păcătos, dar de asemenea, făcând din el un scop în sine, cădem în acea capcană despre care a vorbit Eva mai devreme și anume, nu... intervin foarte multe frustrări, pentru că n-am reușit, pentru că astăzi s-a întâmplat ceva și iarăși am rămas în urmă și așa mai departe. Și de multe ori vă îndemn să vă cercetați puțin și să vedeți dacă nu cumva frustrările astea vin din faptul că ați făcut din urmarea planului respectiv un scop în sine sau dacă scopul vostru real este cunoașterea lui Dumnezeu. Foarte adevărat. O piedică sau un mai degrabă un pericol foarte mare. Întotdeauna trebuie să ne calibrăm intențiile, motivațiile, să umblăm și acolo. Da. Și de multe ori tot cuvântul este cel care ne ajută și în sensul ăsta. Amin. Corect. Corect. Eva, mulțumesc mult pentru această conversație. Te aștept din nou oricând. Trebuie să-ți fac invitația și ție să vii la Viena. Te așteptăm Da, acolo, îmi doresc foarte mult să ajung. Domnul să-mi ajute. Așa să fie. Ca să ne revedem. Vă mulțumim și vouă, dragilor, pentru că ați rămas alături de noi. Dacă ați rămas alături de noi, dar dacă ne auziți, e clar că ați rămas. Da? Pentru răbdarea pe care ați avut-o, sperăm că a fost folositor pentru voi. Îmi doresc
să mai filmăm și un alt material pe tema aceasta. Poate să mergem mai în amănunt în ceea ce înseamnă metoda de studiu biblic, dar pentru asta... Noi ne propunem asta de mult timp, să știți! De foarte mult timp, dragilor! Dar... Deja de foarte mult timp. Avem structurate materialele, avem... Da, dar vom vedea. Stați pe aproape, s-ar putea să vedeți ceva în curând. În viitorul, apropiat sau îndepărtat. Bun, cum va fi voia Domnului și cum ne va ajuta El ca să ne mobilizăm? Mulțumim mult pentru timpul acordat, fiți binecuvântați! Bogdana, ți-ai venit pe scaun ascultându-ne! Care, câte 3 ore?